Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Chimia carbonului este chimia vieții și acest lucru este valabil și în cazul acvariului nostru. Astăzi vom discuta despre două tipuri de carbon pe care le folosim atunci când vine vorba despre fertilizare, și anume dioxidul de carbon și carbonul lichid produs de diferite firme. Există o serie de confuzii pe care am hotărât să le lămuresc cu ocazia acestui film și am să vă spun exact la ce mă refer, care e cea mai mare dintre ele. Carbonul lichid nu este CO2 lichid. Trebuie să fie extrem de bineînțeles acest lucru, pentru că această confuzie poate genera ulterior niște deficiențe de comunicare destul de mari, mai ales atunci când cereți ajutorul cuiva. Ce este acest carbon lichid? Este un compus, un complex de compuși ai carbonului care ajută planta să construiască mult mai repede țesuturile și să se dezvolte. Pe parcursul acestui film voi încerca să păstrez un limbaj cât mai simplu și cât mai accesibil ca să înțelegeți mai mult principiul de funcționare decât datele științifice. Dioxidul de carbon, pe de altă parte, este un gaz care se dizolvă în acvariu folosind diverse metode de adiție și împreună cu apa, într-un mediu acid, formează acidul carbonic. Indiferent că este sub formă de acid carbonic sau sub formă gazoasă, planta poate să absoarbă dioxidul de carbon prin frunzele sale și împreună cu ceilalți nutrienți care se află în apă sau la rădăcină să formeze acele cărămizi necesare în dezvoltarea sa ulterioară. Voi vorbi în continuare de patru scenarii ca să înțelegeți puțin care este rolul fiecăruia din aceste produse. Ei bine, în primul caz, dacă un acvariu nu are nici adiție de CO2 și nu se folosește nici carbon lichid, speciile care poate să crească în el sunt cele puțin pretențioase, ritmul de creștere va fi lent și datorită faptului că plantele nu au suficient carbon la dispoziție, și fertilizarea ar trebui să fie puțin mai scăsută, adică și ceilalți nutrienți să fie în raport egal cu dioxidul de carbon și, evident, lumina care se folosește trebuie să fie una scăzută spre mediu. Al doilea caz este cel în care se folosește carbonul lichid. Aici deja se vede o îmbunătățire destul de mare, pentru că plantele au carbon la dispoziție și pot folosi și ceilalți nutrienți din apă. Lumina poate fi un pic mai puternică și, desigur, aceste produse au și un efect algicid. Singura problemă este că, chiar dacă am dori să accelerăm puțin dezvoltarea plantelor, atunci când se supradozează carbonul lichid, acesta devine toxic. Așadar, trebuie să urmați cu strictețe recomandările pe care vi le dă producătorul în ceea ce privește dozajul și să înțelegeți că mai mult nu înseamnă deloc mai bine, ci chiar efectul poate fi invers, pe dos, și plantele să sufere atunci când supradozați. Al treilea caz este cel în care se folosește dioxidul de carbon. Aici deja lucrurile merg și mai bine, pentru că putem să punem la dispoziția plantelor atât de mult dioxid de carbon sau atât de mult carbon cât au nevoie și împreună cu ceilalți nutrienți din apă ele să aibă un ritm de creștere foarte bun. Al patrulea caz este cel în care se folosește atât dioxid de carbon cât și carbon lichid. Nu va exista foarte mare diferență față de cel de-al treilea caz, însă plantele vor beneficia atât de dioxidul de carbon pus la dispoziție printr-o instalație și adiție, cât și de carbonul lichid, care pe lângă că dă un supliment, dă un boost acestei fertilizări, mai are și un efect algicid și probabil că acesta este
potențialul maxim pe care îl puteți atinge în ceea ce privește adiția de carbon într-un acvariu. Sper că am lămurit unele neclarități pe care știu că unii dintre voi le aveți și vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest film. Până data viitoare, vă salut!